Salutare și bine ai revenit pe vlogul meu. Săptămâna aceasta am fost cam leneș, motiv pentru care m-am hotărât să fac un review pentru telefonul Yeez Andy C4e. L-am testat timp de câteva săptămâni și am ajuns să-mi fac o părere despre el. În cazul în care ești interesat de acest telefon, dar nu ești convins dacă merită sau nu, acest video îți poate oferi unele răspunsuri, opinii despre acest gadget. Voi încerca să fac și câteva comparații între acest telefon și Sony Xperia Sola, un alt telefon cu un hardware asemănător, dar care are, din punctul meu de vedere, câteva dezavantaje față de Yeez Andy. Menționez că ambele telefoane au fost achiziționate de noi, cei drept Yeez Andy a fost cumpărat de Black Friday și a costat mai puțin de jumătate din prețul telefonului Sony. Din punctul meu de vedere, cel mai impresionant aspect al acestui telefon îl reprezintă integrarea display-ului cu sistemul de operare. Avem un display capacitiv IPS LCD de 4 inch cu o rezoluție de 480x800 de pixeli și 16 milioane de culori, iar sistemul de operare este Android 4.2.2 Jelly Bean. Display-ul și sistemul de operare se mișcă fluid, fără lag-uri sau alte neplăceri. La polul opus se află Sony, care are un display de 3.7 inch și Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, ce se mișcă uneori foarte încet, mai ales la încărcarea unor aplicații. Un alt aspect important pentru mine îl reprezintă autonomia. De aceea, alegerea unui procesor adecvat este oarecum importantă. Ambele telefoane folosesc un procesor dual core. Yeez are un procesor tactat la 1,3 GHz, respectiv 1 GHz pentru Sony. Deși este o diferență rezonabilă de 300 de MHz între cele două procesoare, la integrare nu ar trebui să fie prezentă o discrepanță atât de mare. Și ca să fac totul și mai complicat, ambele telefoane dispun de o memorie RAM de 512 MB, fapt ce ar trebui să le confere o fluiditate în aplicație destul de bună. În realitate, cred că Sony este dezavantajat la acest capitol, întrucât rulează un sistem de operare mai vechi și mai puțin optimizat. Ambele telefoane dispun de un procesor grafic Mali 400, capabil să ruleze aplicații grafic intensive. Aici am observat o mică problemă cu telefonul Yeez Andy. Jocurile rulează fluid, dar comenzile către jocuri nu sunt atât de bine adaptate. Am crezut că doar eu am această problemă, dar am observat că și prietenii mei au dificultăți în a juca efectiv jocuri pe acest telefon. Personal, nu l-aș recomanda unui fan înrăit de gaming. Un alt motiv pentru care acest telefon a fost achiziționat a fost camera principală de 8 megapixeli cu o rezoluție de 3264x2448 de pixeli și camera frontală de 1,3 megapixeli, indispensabile unei persoane dependente de selfie-uri. La finalul videoului voi pune o serie de fotografii realizate cu camera acestui telefon în comparație cu camera de 5 megapixeli a lui Sony. Deși avem o cameră de 8 megapixeli, nu putem filma HD, ceea ce mi se pare o prostie totală pentru standardele actuale. Construcția telefonului pe ansamblu este satisfăcătoare. Se vede că a fost construit la un preț redus, materialul preponderent în construcția acestuia fiind plasticul. Este de bună calitate, proporțiile mi se par perfecte, se așează foarte bine în mână, greutatea acestuia fiind de doar 118 grame. Nu există diferențe foarte mari între materialele folosite pentru construcția celor două telefoane, dar calitatea modulelor diferă semnificativ. Un exemplu foarte bun îl reprezintă blitzul pentru cele două camere. La Sony blitzul este puternic, îl putem folosi pe post de lanternă, iar la Yeez blitzul seamănă mai degrabă cu un băț de chibrit, această comparație reflectându-se în majoritatea componentelor telefonului Yeez. În concluzie, cred că acest telefon este proiectat pentru persoanele cu un buget redus, dar care nu-și doresc să investească foarte mulți bani într-un gadget. Depinde de cerințele fiecăruia dacă acest telefon este sau nu potrivit pentru ei. Acestea ar fi caracteristicile cele mai importante pentru mine despre acest telefon. Dacă aveți întrebări sau sugestii, vă aștept în secțiunea de comentarii. Data viitoare!